v-am regăsit, astăzi vreau să gătesc o lasagne vegetariană. Aveți să vedeți, faină. Cu, aici am ceapă, uite o ceapă și jumătate, două țepe medium și ăsta am călit-o. Și aici pun soia, aia măruntă, dar care am... Am ținut-o în apă cam jumate de oră și am clătit-o de vreo două ori. Așa îmi place, nu-mi place să o mănânc așa, că are gustul ăla tare, tare, tare de soia. A zis, da, dacă e soia, normal. Da, știu. Da, na, așa îmi place mie și e bine să o spălați, să o faceți așa faină ca să aibă gustul ca și de carne. Înțelegi? Atât de faină e. Că dacă știi să o faci ca lumea, e grozavă. Aproape că nu poți să-și dea seama nici cameramenul, deși vede că nu-i carne. Au, ia, usturoi. Ai văzut? Na, e din observat. Văzut că e carne măcinată. O lăsăm aici să facă faină, cu usturoi, cu... o să pun la ea piper, absolut piper. Trebuie mult la ea să pui, să fie condimentată bine, știi? Că dacă nu e condimentată bine, nu... Stai să văd cât piper merge, că dacă merge pe lingură, n-ai de unde să-l vezi. Așa, da, acum, da. Uite așa. Îmi place ăsta proaspăt. Ăla nostru e și foarte mărunt, ca praf. Uite așa. Nu merge chiar, dar îi dăm drumul să facă faină, faină, faină. Îi punem lasagna, nici nu trebuie fiartă, că mai nou nimeni nu mai fierbe lasagna. Acolo am tigătava, o lăsăm să se facă până eu. O să citesc un cuvântel. Faină. Un mare. Zice. Domnul este, îmi place foarte mult cuvântul ăsta și la sfârșit am să vă spun că am și niște frați scumpi din Portland pe care vreau să îi salut, o să le spun numele după ce îi găsesc. Zice, Domnul este păzitorul tău, Domnul este umbra ta pe mâna ta cea dreaptă. De aceea nu te va bate soarele ziua în amiază și nici luna noaptea. Domnul te va păzi de orice rău, îți va păzi sufletul, Domnul te va păzi la plecare, la venire. De acum și până în veci. Și mai jos, psalmul celălalt începe, îmi place, îmi place psalmul 122. David spune, mă bucur că mi se zice, haidem la casa Domnului. Picioarele mi se opresc în porțile tale, Ierusalime. Ierusalime, tu ești zidit ca o cetate făcută dintr-o bucată. Așa vede Dumnezeu, ne vede Dumnezeu pe noi. Zice Dumnezeu, de aceea nu te va bate soarele ziua, nici luna noaptea. Te voi păzi de orice rău, îți voi păzi sufletul, Domnul te va păzi la plecare și la venire. Nu numai acum, dar până în veci. Întotdeauna când cineva pleacă la un drum, ar trebui să citească cuvintele astea mărețe și să spună, Domnul mă va păzi la plecare și la venire. Nu numai acum astăzi, ci până în veci de veci, în veșnicie. Dumnezeu nu-și calcă promisiunile față de noi. El le ține întotdeauna mărețe. Aici trebuie să mai punem noi un picuț de ulei. Alduita n-are în ce să se cocă. Alduita n-are în ce. Așa. Și acum... Uite, faine. O lăsați până să face bine, 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 maronie, așa faină. Că trebuie să aibă gustul ăla faină, 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 faină. O să zici, focul e prea tare, e adevărat, dar dăm un picuț mai încet până ca nu vreau să o ard. Și pentru că vreau să-mi găsesc pe frații mei scumpi din Portland, care, sincer să vă spun, fratele este... conducător de orchestră la o biserică mare din Portland.
le mulțumesc foarte, foarte, foarte mult pentru numai dragostea care o au, dar vreau să vă spun față, dragostea față de Hristos, față de emisiunea mea, față de ajutorul pe care mi-l dau, se numește Silviu Forton. Silviu Forton și cu familia lui. Nu numai că s-o binecuvântare pentru Domnul în lucrarea pe care o fac în Portland, la orchestră, cred că de 100 de persoane, de copii, tineri, oameni maturi care cântă într-o orchestră superbă, dar ei nu uită că Domnul e pastorul lor și cu bucurie dăruiesc pentru lucrarea Domnului. Rar mi se întâmplă să mă surprindă oameni cu bunătatea asta lor, pentru că, ce am să vă spun de ce, nu aștept, pentru că foarte mult îmi dă Dumnezeu, de la așa, pentru mine personal, mă poartă pe brațele lui, cu emisiunea, cu tot, cu o mare audiență pe care o avem și mulțumim Domnului pentru aceasta. Mulțumim pentru frații care se gândesc la noi, mulțumim pentru frații care mă invită. Atât de multe când te bazezi pe Dumnezeu și când te lași pe mâna Lui, zice. Uite-te aici, când te lași pe mâna Lui, gândiți-vă că nici noaptea, zice Domnul, nu te va arde nici soarele. Domnul este umbra ta. Am mai citit cuvântul ăsta și iară vă repet de fiecare dată să știi că în spatele tău Dumnezeu vine cu umbra Lui și te protejează, trimite îngerii Lui cu penele Lui, zice, cu aripile Lui, aripile Lui, cu aripile Lui să te înconjoare, face scut în jurul tău. De ce credeți că sunt oameni credincioși care ajung la 93 de ani și într-adevăr Domnul îi face ca vulturul și îi duce? Pentru că călătoria noastră cu Domnul este importantă pentru Dumnezeu, dar este importantă pentru noi. Când te bazezi pe Dumnezeu, când te bazezi tu ca copil pe tatăl tău sau pe mama ta. Nu știai de unde vin bani, nu te interesa când erai copil, dar știai că dacă spuneai, mami, vreau bani de Eugenie, nu zicea maică mea, mă, știi, stai să văd, stai să vedem, stai să vedem. Când nu era, nu era. Sau când greșeam, spune, ai fost ieri, ți-ai luat 3 în loc de 1 și ai mâncat singură. Așa face și Domnul cu noi. Și minunată călătoria cu El. Mulțumesc Domnului pentru, de fiecare dată mă minunez și văd în fiecare zi câți oameni are Dumnezeu în lucrarea Lui măreață. Nu suntem singuri, suntem o armată a lui Hristos care lucrăm pentru El. Și Domnul Iisus a venit pentru noi și noi lucrăm pentru împărăția Lui de aici, de jos, până vom ajunge sus în ceruri. Acum să ne punem să-i gătim, să vezi. Îi spun la cameramenul când vine. Mă, cameramenul, eu mai știu așa, chiar nu știu exact cum o să fac, ce mâncă. Că două lucruri le știu, dar astea la altceva nu mai le știu. Că de ce? Nu știu, habar n-am. În fine, o să zic, da, hai să vezi tu. Primul lucru care îl fac, uite, pentru câte ce mi le-am pus aici, da? Ca să-ți dai seama, uite, aici am pus 110 grame unt, 150 grame de zahăr, margarină pus aici. De ce să nu vă... Adevărul vă spus ai. Adevărul vă spus ai. Ce pus așa? Margarină. O să zici, va, iară, când vă aud zicând, margarină, vai, margarină. Ia, yeah. Exact cum ai auzit, margarină. Ele să mestecă un picuț, astea trebuie să le mestec în ăsta, cum îi zice, untul. Untul trebuie să-l facem, dar imediat ne organizăm. Untul trebuie să-l frec, stai un picuț numai, că eu o să aici cu multe prize în toate parțele. Da? Untul cu zahărul să bate. Da? La cine e margarina, e adevărat? Știi ceva? Când vezi că e așa, nu mai sta să mai vezi. Că odată, oh my goodness! Vezi?
Vezi, cameramenele, asta înseamnă adevărata bucătărie. Să, unde să duce? Exact. Exact. Acolo luăm mai târziu. Știi ce se întâmplă? Când ouăle sunt foarte subțire, coaja pe ele. Cum ai dat, cum s-o crăpat? No, asta este. Deși să știi că sunt de la femeie, dar nu întotdeauna ouăle care noi le luăm, să n-aveți impresia că no, nu știu de unde vin, nici nu mă interesează. Dacă vrei, îl iei, vorba lui una, dacă nu vrei, nu îl iei. Uite, vezi ce tare e ala asta. Uite. Dar la ăla, cum ai dat, cum pac, dintr-o dată s-o dus. Am o să-l iau eu, normal. Uite. Ia. Acum, mi le-am notat. Uite aici, o cană de zahăr, două ouă, 110 grame îi de, cum îi zice, 110 grame este de unt, vii cu o cană de o linguriță bicarbonat, dar lingurița de bicarbonat eu am pus-o în lapte, să fiu sigură, că îi, și 210 grame, de 200 grame când are de făină. Foarte simplu. Dar să vezi cum o fac acum, că am acolo cupcake-urile, că îmi place că se coc mai repede, știi? Aia la alte nu se coc așa repede. Și vezi și pui tăcăci un strop de lapte, știi? Uite aici. Ok. Da, ele trebuie să fie faină. Te revezi? Un picuț mai moi, decât mai bune. Sunt foarte faină. Să mă pun eu să rad un picuț de portocală în ele, că o să fie portocală cu, o să zice, o să fie portocală cu ce? Portocală cu... cu vesto cu ce. Uite aici așa. Băi, ce portocală faină. Cum ori veni portocalele faine la noi după ce a trecut iarna? Când vara. Uite aici. Și mai am un strop de lapte. Fix. Băi, ce fain miroasă. Super. Cred că 12 ieși. Că din asta ieși fix 12. 110 grame unt sau margarină. Eu am pus margarină. 150 grame zahăr, 200 grame făină, o linguriță de bicarbonat și 100 ml lapte. E o cană din asta, goală de un deget. Și una din asta plină, e 210 grame, e 150 grame de făină. De zahăr, auzi. Îl repet iarăși din început. Uite aici. Da, mai bine vi le scriu pe Facebook când pun emisiunea și am terminat. Așa. Vii și pui asta. Ok. În ea. Ok. Eu așa cred că atât ceas. Din ele. Eu așa cred. Dacă nu... Pentru că am găsit, am găsit căpșunile. Trebuie să vezi ce fac cu ele. Ok. Ok. Ia. Uh-huh. Ce zici? Da. Gustul de portocală, de... minuni. Ce-s minuni. Uh-huh. Faci așa? Eu așa zic că am în cap pentru că le umplu până sus, știi, să fie de data asta faină. Eu
Și ce rămâne, puneți păstă. Da? Ca să fie până sus. Uite, și o băgăm la cuptor. 15-17 minute. Până atunci fac lasagna, mă ocup de lasagna și gata. Am zis eu că e așa fix. Vezi-ne? Vai ce faină, vai ce faină. Rapide vă scriu rețeptuță, rețeptuță. Rețeta, rețeta. E ca și ea câte un picuț e prea multă, dar n-are nimic. Cu atâta rămâne. Unele probabil că vor rămâne deschisă. Că asta e viața. Dar stai mă că am eu. Numai cu mâinile cum era odată. Exact cât ai nevoie. Ia. Fix. Fix. Vai ce faină se iasă. Are așa un gust de portocală faină. Așa. Bun. Bine să încep. Ia, așa. Deci acum ați storși până la ultimul? Aha. Ia. Mirunia, la cuptor. Cu ele. La cuptor la 200. Place să pun un picuț de paprika la ea, că să aibă un picuț de culoare, de drept așa albitură. Dacă o faci în ca și celălalt, lasă așa. Să fie faină. Să fie faină. Aici avem un picuț de bulion, punem la el. Și bineînțeles că oregano. Fără asta n-ai ce să cauți. Un pic de oregano și un picuț de busuioc. Busuioc uscat de mine, minune. Mie ce fain arată, ce bine miroase. Așa da, asta da, aveți grijă să puneți la ele așa. O faceți idemo ca și cum ar fi aia la altă, identică. Da? Gustoasă, bună! Bună! Ok. Un ștava bine. Bine, bine, bine cu ulei. Atâta faci. Atâta să facem. Ok. Poate aș putea să fac într-alta mai mare? Nu, că nici nu cred că o am. Ok, bun. Și vii și pui sosul de roșii, în care pui și în el un picuț de condimente. De care? De aici. Să nu uităm să-i mulțumim la domnul Maren pentru susținere. Și brânza și tot ce îi de la el. Care le avem. Dar noi punem astăzi, pentru că e vegetariană, trebuie să punem brânză vegetariană. N-am ce să fac, asta este. Dar el ne dă untul de la el, aia de la el. N-aș putea să... Astăzi, că la cât îți descumpe și el ne sponsorizează, un domnul cu el. Domnul cu el. Nu se poate. Numai așa. Mare om. Mare, mare. Ia. Uite, ce minune. Cum să zice minune? Ce minune? Cum? Ce minune? Ia. Vai, n-ați mâncat așa ceva. Aici am un sos și aici am niște brânză vegetală. Este brânză vegetariană. Nu trebuie să vă faceți probleme. Aici este un sos beșamel. Eu întotdeauna lucrez cu sosul beșamel. Pui aici așa. Vii cu brânza veggie, nu multă, nu multă că facem trei până la sos, punem. Așa, să ne ajunge.
Și atunci, și atunci vii cu sosul bechamel deasupra, pe el. Ok. L-am făcut genainte, îl faceți din făină, lapte, dar laptele îl folosiți de soia sau de cocos? Da? Lapte de soia e perfect, laptele de cocos e la fel, sau de migdale, care vă place? Toate-ți, cum îți toate-ți bune. Și vii cu ăsta, cu ăsta, cu ăsta, încă unul deasupra, perfect, ce-s așa, și sosul de roșii. O să zici, unde e? Ia câte lași ea. Un sos de roșii, faină. La el punem un picuț de sare, că probabil gingiovinii nu-i sărat, sosul ăsta. Nu punem multă sare, că văd că toată lumea se ferește la ora asta de sare. Gișe, eu nu înțeleg, gișe. Mi-e place. Da, dietele așa, dietele circulă numai cu... Da? Mai zic cu știi camerea mea. Vă zic că dietele merg cu mai puțină sare, așa-i? Sau deloc, deloc, deloc. O, mama! O, măi, 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 măi. Să știi că au dreptate pe undeva, că nu, nu ții sarea, știi? Na, uite aici. Venim cu restul. Vai, ce faină, vai, ce faină. Ce o minune. O punem tet. Zici, dar de ce nu poți să ștete așa gen colo? Nu știu. Nu împărțăi să-i că pun de 3 ori, dar nu merită. De 2 ore cel mai bine. Uite aici, așa. 2 ore, perfect. Uite ce faină. Wow, beautiful ești. El poate să mai lasă, poate nu se lasă, e treaba ei. Bun. Așa. Și peste ele venim cu astea. Uite așa. Astea se fac cam în 30-35 de minute, depinde. Eu le acopăr, înțelegi, cu folie. Și atunci când le acopăr cu folie, îmi place mult, mult, mult mai bine să iasă, pentru că folia le ține dedesubt, așa faină, știi? Pe când, dacă nu pui folie, să arde și brânza și tot, știi? Uite aici. Ce fain azi. Am făcut așa. Divine, vă spun sincer. Cum îs? Divine. Divine. Lăsați-le aici așa cu cașcavalul ăsta mult. De ce nu pus așa dincolo? De... Mă, știi tu cum e? Puteam să pun așa dincolo dacă eram. Dar hei, no, nu ești tu întregi una. No, mai ești așa, mai facem și... Și zici, de ce n-ai pus mai multă brânză? E adevărat, dar eu știu de ce. Mă poți întreba pe mine de ce atâta. Că nici eu nu știu și eu aș fi vrută să le place, știi? Dar e mai bine așa. O să zici, mai pui? Mai pun un picuț așa deasupra, chiar ca să fie el așa. Și ce faci? Că îl pun într-o tavă, știi, când îl pun la cuptor. Că dacă iese un picuț de afară, deasupra, să fiu sigură că nu îmi face... Mizere în cuptor. Nu că n-ar fi în cuptor, mizere. Acum, asta stai ce se duc pe jos. Ok, bun. Bine, așa. Ok, și bineînțeles că v-am spus că folie la ea. Fără folie tete s-ar, fără folie tete s-ar arde. Înțelegeți, măi? Și nu strânge așa tare și deasupra, știi, ca să stai așa un picuț, știi? Mai sus, uite așa, nu? Să lipească tare de ea. Că nici asta nu e bine. Na, stai să ne uităm, să vedem și cu... Oh, cupcake-urile mele, câteva minute până pun asta jos, deja ne reorganizăm, le scoacem afară, sunt perfecte. Cupcake-urile noastre sunt gata! Când pui pe ele așa stăruță, îți gata. Dăm și mie o tavă. Până atunci, cameramenul de așa, aia, aia, perfect, perfect, perfect. Ok, mersi mult. Ia, din astea să fac exact 12. Deci ce s-a făcut? S-a făcut așa că nu era avut timp să iasă. Poate a fost prea mult aluat. Ia și faină, perfect.
Se facă în 15-17 minute, să știți. Dacă scap cake-ului. Dacă faci cake, atunci la cake durează mai mult. Că e mai gros, așa sunt puțânia. Ia ce faină. No, clec cu căpșuni în mijloc și facem și o căpșună iarăși deasupra să fie așa. Cu asta și le servești. No, ia, ai făcut crei acasă și le mănânci. Vai, știți cât e una? 7 lei, 6 lei. Da, niște prieturi. Deci e doar mințele. Uite aici, a? Până când se face astea. Oh! Ce se facă? Ia. O farfurioară cu floricele ca pe vremuri. Să le luăm jos. Aici am făcut frișcă cu căpșuni. Grozavă, grozavă. Dar le-am lăsat și așa mari căpșunile, știi? Uite așa, îl pun. Ia, pune aici așa. Da? Ok. Și vii cu cel mai frumos cupcake. Îl desfaci din asta, că n-ai ce să faci cu el acolo. Cu hârtiuța. Da? Ca să poți să-l servești. Uite aici. Ia? Așa. Uite aici. Ok. O să zici roz pe roz. E, roz pe roz, da. Roz pe roz. Ia cum arată. Hai să vedem. Că dacă te sunt ce mașini. Uite aici. Ia. Mă, avem căpșunile. Avem peice cu gust de portocală. Doamne, dar cum să ne leșim sufletul să putem? Nu se poate. Nu se poate, și cât cum se poate. Să nu aruncăm nimic ca să facem totul frumos, faină. Acum trebuie să mestec eu în pastele astea mele aici, că până când e gata aia... Mai fac o pastă și am să spun și de ce fac pastele astea. Pentru că am luat niște pește. S-a numit peștele ăsta s-a numit Red Snapper. Nici nu știu cum a fost. Nu cred că e Red Snapper-ul. Ăsta îl tai cu bulețe. Da? Dovlecelul. Că le faci cu paste. Așa, lângă ele. Ăsta e un din asta, cum îi zice, un usturoi verde de la mine din curce. Ai și curte, ai și... Da. Și astea am aici. Uite. Da? Îl tai, uite, așa. Cuburi. Să vezi ce faină-i. Foarte bună-i. Peștele astea. Așa au fost. De aici pui lângă și lângă el am niște tentacule de caracatiță care le-am cumpărat ieri. E și faină. Nu pui multe ca ai din ăla și pastele sunt puține. Înțelegi? Uite aici. Se fac în 5-7 minute astea toate. Da? Să vezi ce faină-s. Grozăvie. De aici. Toate ți le pregătești lângă. Usturoiul verde. Îl punem deasupra. Ăsta îl punem așa. Uite. Cu mult usturoi. Da, absolut cu mult usturoi. E, e. Cu mult usturoi. Aia a fost... Ăsta era dezghețat. Că l-am luat în trecut. Dar tentacule le-am luat... ieri și am zis, mă, trebuie să le fac astăzi. Tigaia aici, să vedem, uite, încinsă, nu? E foarte bine că s-a oprit, da? Uite așa, usturoiul, dovlecelul, îl pune. Aveți să vedeți ce faină e. Ok, pui usturoiul aici, cu dovlecelul, să facă, că dovlecelul se face... un pic mai, cu 2-3 minute mai decât pe ălalalt. Ia? Le facem și foarte puțin, în câteva minute, nu le faci până când uiți de ele. Înțelegi? Că trebuie să fie rămase crocante în plac. Și aici am jumate de fenicol. Mai ales că acum suntem în asta fenicolului, îți dai seama, da? Oh, superb! Superb!
Ia, uite așa. Opa, trai jos. Până când pui, zic că l-arzi. Da, da, știu. Și aveți să vedeți cu câteva roșii. La pește, ori lămâie, ori roșii, ceva trebuie să pui. Altfel nu merge. Roșuțele astea le-am găsit ieri, așa niște roșii faine, scumpe. Îmi plac, îmi plac. Gătitul cu roșii, cu usturoi, cu... S-o grămadă de lucruri care sunt faine. Punem și, uite, peștele care îl facem și gata. Mâncarea noastră este grozavă. Și cu ce? Cu ce? Cu paste. Minunăție. Minunăție de ele. Wow. Ce faină. Asta-s gata? Și mâncarea noastră e gata. Un pic de bulion la el. Uite aici așa. Merge foarte bine peștele cu tăicea astea. Atâta usturoi bun are de tăicea. Și venim cu pastele. Uite aici ce faină. Ia. O să zici așa, cum sunt pastele? Hei, pastele astea sunt paste de noște, românești, ungurești. Nu sunt italienești din grădure. Nu. No. Ce faină sunt, ia. Cu bucățele întregi. Și le să fac un picuț așa. Nu trebuie să pui la ele din asta parmezan, numai dacă vrei sau dacă nu vrei, nu ești obligat. Uite aici le e așa faină. Ceea ce pui la ele, îmi place să pun chiar dacă îi niște oregano. Da? Faină, deasupra. Ok. Am stâns focul. Și ce îmi place să pun la ele iarăși, îmi place să pun niște fire de usturoi proaspete. Știi? O să zici, da, da. Și pătrunjel. Contează. Pătrunjelul și usturoi. Uite aici, pătrunjelul. Ce fain ai, da? Uite. Uite aici. Când ești gata, uite aici ce faină. Ne lasă să fac un pic verdeață deasupra pe ele, cu usturoi. Wow! Le iubesc! Așa, cu un pic de pește, cu un pic de pește, cu soia, cu de tăice. Zici, păi da, hei! Listen, tati scump, mami, tati scump și trebuie să ne învățăm să, nu să ne învățăm, trebuie să ne reeducăm, să gătim acasă și din tot ce avem să facem mâncărică bună. Da, uite aici ce faină, uite cum arată, minune, cremoasă, faină, da, cum să nu fie bun, uite cu pătrunjel deasupra, cu roșii, cu dovlecel, uite ce tu. O pastă faină, cu nici nu știu cât ce-a costat, că or fost redusă ieri, când am fost, bineînțeles. Cum or fost? Redusă. Or fost în sale, or fost reduse, în promoție. Așa, hai să vedem pe asta, alții că noi suntem gata. No. Ia cum este aici, aici uite ce faină se așa, ia, uite. Hai să vedem cum arată asta. 40 de minute. Mai puțin nu. La cuptor, da? Că nu sferce, să știți. Dacă sferce, le poți face în 25. Dacă nu sferce, 40. Ca să fii sigură că
pastele îți făcuci. Uite aici. Când bagi așa furculița, îți moi. Ia, îți moi. Vorba lui cameramenul. Nu sărace, că-s la dietă, că te-ți ven să slăbim, dar ele sunt bunătățuri. Mai pui sare dacă vrei. Când faci așa în ele și le simți, îți gata. Și atunci îți gata. Uite aici. Nu vă pot tăi așa, le-aș distruge. Niște mega sosuri. Grozăvii. Cupcake-urile astea, o să vi le spun. 110 grame unt. Eu am pus margarină. 150 grame zahăr, 2 ouă, 200 grame făină, o linguriță bicarbonat care se pune în 100 de mililitri de lapte. Se mestecă toate. Prima dată pui zahărul cu untul, îl mesteci bine până se amestecă și după aia adoci câte un ou. Când e gata asta, vii cu făina și la sfârșit adoși laptele cu bicarbonatul. Poți să pui portocal în ea. Eu am pus o din asta, o căpșună că am avut. Am făcut și frișca asta cu căpșuni. Am căpșuni încă aici. Uite aici, cameramenule, astăzi numai în căpșuni, da? Uite așa. Uite ce faină. Asta e primăvara, astea le avem. De ce să nu le folosim? Când avem, uite aici și încă una proaspăt acolo. Mulțumim că ne urmăriți. Vă mulțumesc pentru frumoasele mesaje. Vă mulțumesc pentru că sunteți alături de mine. Vă mulțumesc pentru fiecare floricică care mă trimiteți. Chiar sunteți atât de drăguțe. Nu știu unde găsiți atâtea buchete frumoase pentru mine. Dar este un timp în care stai și te uiți și te gândești la pagina mea și îmi trimiți și știu că ești alături de mine. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru sănătate, pentru pacea din țara unde trăim noi. Niciodată nu vorbi de lucrurile care au trecut. Vorbește de viitor și vorbește de prezent. Dacă Domnul ți-a făcut ție mult bine și te-a vindecat pe tine sau copilul tău sau familia ta sau te-a scos dintr-o situație economică proastă și ți-a dat o victorie, mulțumește întotdeauna Domnului pentru victorie și nu povesti de lucrurile care au fost ieri. Pentru că Domnul zice, în fiecare zi bunătățile mele să înăiesc față de tine în fiecare dimineață. Nimic nu lasă Domnul de ieri stricat. V-ați gândit și știți treaba asta, așa-i? Pentru că Domnul în fiecare zi ne duce ceva proaspăt pentru ziua cu tare. Și noi de ziua de ieri, chiar dacă ești obosit, nu-ți mai aduce aminte. De aia nu-ți aduce aminte de lucrurile care sunt... Ai trecut prin, întotdeauna când vorbești și povestești cuiva, spui, am avut un necaz mare, dar am trecut picroitor, victorios cu Domnul. Și asta sunt pe treaptă, net superioară în relația mea cu Dumnezeu, pentru că știu în cine mă încred. Și atunci Domnul se va bucura de tine și îți va da victorie după victorie, pentru că este Domnul victoriei și El este Domnul păcii. Și este Domnul atotputernic, care poate să facă, ține cerurile și pământurile în mâna Lui. Dar mai mult, ține și viața noastră. De aceea când povestiți, spune Domnului și victoria. Nu te plânge numai de greutate. Spune ce a făcut Domnul mai departe pentru tine și cum te-a trecut prin încercări, biruitor. Numai că Domnul se va bucura. Oamenii din jur vor prinde curajul, vor înțelege pe Domnul mai mult. Că noi pentru asta suntem chemați. Să spunem tuturor ce mult iubește Dumnezeu și ce mari sacrificii a făcut Dumnezeu pentru noi prin Domnul nostru Iisus, ca să vină pe cruce și să ne ierte păcatele. Fii binecuvântat, tu și casa ta. La revedere!